Bine v-am găsit, stimați telespectatori. Tocmai ce am ascultat la Radio România Actualități, o corespondență a domnului Alexandru Beleaschi de la Moscova. Este singurul redactor de la angajat al Radio România Actualități pe care îl ascult în momentul în care e vorba despre Ucraina. Foarte mult din cei pe care îi ascult sunt sau din ăștia mâncători de adevărul de gata, adică din alea. Și e clar că, nu știu, vorbește de o cântăreață de muzică ușoară și zice ceva de Ucraina. E așa cum eram noi obligați, indiferent despre ce scriam pe vremuri, scriam despre castraveți morați, trebuia neapărat să fie două terenuri despre tovarășul. Contribuția tovarășului, nu știu, la la păstrarea castraveților murați în cât mai bune condiții. Sunt apoi, cum am zis, tot felul de corespondenți pe care ei trimit cei de la Radio România Actualități prin Ucraina și care vin cu aceleași, vorbesc serios, cu aceleași reportaje, m-am plictisit. Nu că nu sunt adevărate, dar din alea, așa căutat ca să ajungă la iubită, care la 10 km, a mers 100.000 de kilometri. S-au mai micșorat în ultimul timp ăla. Au terminat cu gospodina care dădea cu castraveții murați în drone. Acum nu interesează. Adică singura care e interesat, nu știu de ce au dat-o, mă rog, mi-a atras atenția și Cora Muntean, dar trebuie să o zic, m-am uitat și eu, că, nu știu, o refugiată ucraineană i-a luat bărbatul uneia din Anglia, nu știu. Da, normal, bă, eu nu văd în asta, era o refugi ucrainean, putea să fie și senegaleză. Mă rog, am înțeles că ei amândoi se uitau la televizor și soția dormea, soția avea mare încredere. Băi, este tot și ucraineancă, de-a lui Zelenski, nu se poate, ne apără Europa. Și, mă rog, am înțeles că ăla pleacă, a plecat cu ea. Nu văd nicio chestie care ar fi legătură cu refugiații ucraineni sau cu război. Așa e în viață, vine, ea... Aia, nevasta lui ăla a zis, vai de mine, trebuie să primim refugiați. A venit o refugiată, dar asta nu înseamnă că dumneavoastră care ați primit refugiate ucrainence și sunteți căsătorite, ea o să vă ia soțul. E bine să fiți în sens că e femeie, în sensul ăsta am zis, nu în sensul că e ucraineancă. Că nu știi niciodată, vine una tânără, știe și... Au și subiectul soțului, discutat despre împotriva lui Putin, adică de obicei lipirile astea, așa e, mi se spunea, și se spunea când eram mai tânăr, au luat printr-o coincidență de puncte de vedere. De exemplu, la meeting-urile anti-Iliescu, după vremuri, îți găseai 10 iubite. Vine acolo, spune, Iliescu e un... comunist. Spunea și ea și uite așa, taca-taca, pleca acasă împreună. După asta a fost Dragnea, era... Așa este, așa și din coace. Ai primit-o acasă și soțul începe să discute cu ea. Dom'le, și cum e, și nenorocire, și noi care suntem, și găsesc un subiect comun, ura față de... față de Putin, dar mai este un subiect și aici să aveți grijă că dacă primiți în casă pe coțofenele de la adevărul. Este, cum să zic, batalionul, unitatea este, cum să zic, escadronul, SIE, secția externă, restul sunt oameni. Este, eu când accesez adevărul, este ceva groaznic. Acum am citit tot așa, cu o coțofană, pe că nu o voi spune Putin. Deci, la adevărul, Putin moare în fiecare zi. Nu știu de ce moare el în fiecare zi. Și tot așa, le traduce Ager Press-ul, nu știu cum l-o fi traducând, de pe site-uri, nu știu... Sunt tot felul, zice, specialistul, ziaristul bulgar, Balavev, Balabon, specialist în Rusia. Bă, știți, este foarte interesant, că iar am luat-o, las-o, fac paranteze.
Deci, în România, site-uri, ziare, păi nu citează nimeni pe ai noștri, nu pe mine. Nu știu, pe ai noștri, adică, bă, ce dacă, uite, pe domnul profesor Ștefan Popescu, nu știu, pe Beleaschi care, adică oameni, de, nu, ei citează tot felul. Constat că, sens, că presa românească este fascinată de jurnaliștii bulgari, marele investigator bulgar, nu știu care, care de fapt stă în Lituania și nevastă stă în Polonia. Păi, oameni, dați mă și sunt totuși, vezi, Călin Marchievici, nu, Cristian Unteanu, nu, că ăla corespunde tot timpul la Bruxelles și spune și el niște prostii, nu înțeleg de ce Republica ăștia primul. Nu e. A fost o vreme când era mai interesant, dar acum a dat-o rău pe păpușoi și el. Călin Marchievici este foarte bun, uite, Ștefan Popescu, adică oameni care se pricep cât de cât la, la domeniu. Dar nu, nimeni, toată lumea citează pe jurnaliști mari, bulgari, lituanieni, estonieni, sau zice, de potrivit jurnalistului rus. Și zici, bă, cum adică mă, rusească? Nu, de fapt, jurnalistului rus, bloggerului rus, care este pe coasta de Azur, eu când văd că zice rușii și-au manifestat, un rus și-a manifestat antipatia față, puteți vedea unde stă. Și constat că stă în Anglia și joacă așa cum e Kasparov. Păi, să stea la Petrograd să joace, să vorbească. Mă rog, în sensul ăsta. Bun. Așa, și domnul, ajung la Beleaschi, tocmai ascultam și spunea că sunt 2500 din luptători care s-au predat, deci nu 2000, nu 1000, că unii dintre ei sunt tratați ca prizonieri de război, nu în Rusia, în zonele alea Lugansk și Donetsk, și că se așteaptă o decizie a Curții Supreme din Rusia dacă batalionul Azov este declarat sau nu batalion terorist. Am înțeles că comandantul când a plecat a trebuit să fie într-un din ăla, nu știu, într-o blindată că îl sfâșiau aia de Mariupol. Bănesc că ruși. Că și acolo sunt ruși. Bun. Această corespondență și, în final, era ce am spus și eu, dar el e de la Moscova, foarte bun. Mare. Mare corespondent. Eu trebuie păstrat acolo și dacă nu îl lasă ăștia de la România Actualități să mai vorbească. Mă miră că îl mai lasă. Că ei trebuie să fie eu aia, care se duc în Ucraina și cum să zic, culeg și ei de pe acolo sau prin crâșme și pe la o bere și află chestii sau citesc pe site-uri și copii, site-uri ale unor mari jurnaliști de investigație bulgari. Nu știu, n-am înțeles de ce ai noștri nu sunt. Bun. Și spunea că a început procesul, el a zis de rusificare, e la Moscova, procesul de administrare a acelui teritoriu cu deja s-a făcut un comitet, o instituție care după ce învață limba rusă, nu, oricum știu, aia rusificare. Bun. Mi-a atras atenția că mi-a semnat că n-am greșit scriind, și o să vedeți în Gândul Cristului, un articol care se intitulează Cum și de ce a ieșuat operațiunea Termopile de la Azovstal. Păi, câteva lucruri, ca să-i explic cât de cât titlul ăla. Din presă, din ce au scris, adică din ce au scris presa lumii, din ce au copiat ai noștri după Agerpres, da? Așa zic și pe media fac din când în când, am înțeles că, mi-am dat seama că în ultimele 2 săptămâni se pregătea, adică se pusese la cale operațiunea eroii de la Termopile. Cinsă. Știți că acolo au fost 300 de spartani care au ținut în locul, mă rog, pe perși,
20.000, 100.000, mulți așa, și care au murit și au rămas, nu știu, din cauza asta, înaintarea perșilor, nu știu că s-au oprit. Deci, vă imaginați că se pregătea ca acești 2500 să fie spartanii. Am văzut în Al Jazeera, la Bloomberg, vai de mine, deja începuseră mitul, iată că oamenii rezistă, iată că oamenii sunt gata, nu e adevărat că oamenii nu se sacrifică, da. Foarte interesant e faptul că, deși se zice că ei sunt de vreo lună acolo, noi numai ultimele 2-3 săptămâni am aflat de ei, a început o campanie interesantă de mitizare și brusc au avut și un canal pe Telegram, adică deja au început să apară imagini. Ei, această operațiune a fost devastatoare pentru ruși, pentru că, așa cum a zis, presa lumii se pregătea, spartanii de azi, Termopile, ăia care, rușii care sunt perși, care și cum au fost ținuți pe loc. Cred că inițial rușii nu s-au gândit la asta, dar atunci când Putin bătea câmpii, când spunea lui Șoicu, domnule, să treceți mai departe, ei s-au gândit militaricește. Dar faptul că ăia rămâneau acolo erau nu, militaricește nu conta, că nu ieșeau, dar ei transmiteau. Noutatea era faptul că începuseră să transmite. Ei timp de o lună și ceva, noi nu știam cine sunt. Și deodată acești 2500 s-au predat necondiționat rușilor, cu tot cu batalionul Azov. Acum, dacă vreți o explicație acestui mister, și sigur, nu vreau să fiu, adică să fiu așa irreverențios, să rănesc sensibilitatea telespectatoarelor și jurnaliștilor și coțofenilor și rândunicilor îndrăgostite de Volodymyr Zelenski, care azi a censurat. Eu cred, ca și în cazul pilotului ăla care la ora 8:20 murise într-o bătăie aeriană și la 10:30 s-a spus că nu era o invenție, că această mitizare planetară care se pregătea batalionului Azov, celor de acolo, s-a fost percepută de Zelenski foarte periculoasă. Pentru că dacă vedeți dumneavoastră în eroismul mediatic, vedeta mediatică e Zelenski. Normal ar fi, dacă vreți să mă credeți pe mine, cum ar fi fost, de exemplu, normal la Can, să fie și alți eroi. Sigur că erau bine să fie aia de acolo, era un subsol, puteau să vorbească, adică totuși undeva după 2-3 luni de război noi avem un singur erou pe Zelenski. Sigur, se mai aminte, dar normal ar fi mediatic, planetar, să creăm să fie și alți eroi, poate unii chiar luptă. Nu spun că din Ucraina, nu știu cine e premier, nu știu cine e ministrul apărării, nu știu cine e șeful de stat major, nu știu de fapt cine luptă. Adică pilotul ăla a luptat, dar au dovedit că e născocit. Singurul care e Zelenski, eu nu cred că este corect față de poporul ucrainean. Bănuiesc că și sigur este că sunt și oameni care, buni comandanți, oameni care se sacrifică. Sigur, ei sunt amintiți unii în unele articole, dar ei dispar, nu în sensul de a se adresa. Cum e la Can, repet, dacă e la Can erau originali și interesați și artiști, spunea, bă, ia să vorbim cineva de la Azov, că încă nu... Da. Însă, din câte am constatat eu, știți că rușii, cum spunea Beleaschi, domnul Beleaschi, consideră acel batalion terorist, că ar fi făcut multe, zic ei, îi acuză în zona lor Donetsk și Lugansk, de crime împotriva rușii. Am înțeles că asta se pregătește. Bun. Acest batalion Azov însă a fost, cred că rușii nici în visurile lor cele mai frumoase nu-și imaginau că cineva i-a predat pe toți, cu frunte cu comandantul. Cine? Zelenski. Că la un moment dat comandantul de la Azov, cum erau și alții, a zis, domnule, noi ne predăm, că a zis Zelenski. Adică
dacă li se întâmplă ceva și nu sunt schimbați cu prizonierii ruși, Zelenski, eu dacă aș fi neam de Alunia de la Azov, zice, bă, domn președinte, ei predat exact rușilor, că rușii asta voiau. Când ziceau de denazificare, și ăla se refereau la cei de aici. Bun. Am zis, vorbim mai înainte, am primit multe mesaje la noastră în legătură cu domnul Ștefan, profesor Ștefan Popescu, într-adevăr e foarte bun și încă o dată, ca și în cazul Ionuț Cociocaru, ca și în alte cazuri, uite, în presă Bogdan Iacob, constat că, Bogdan, că este meu, când vreau ceva din arhivele presei sau ceva din istoria post-decembrist, îl sun și îmi spune, imediat îmi trimite link-ul în legătură cu ce mă intereseze. Vezi, domnul profesor Ștefan Popescu, și repet, ca și Ionuț Cojocaru, sunt... trebuie să fie expert. Adică nu înțeleg de ce nu le ai expert. Cum să spun? Premierul. Adică așa e nevoie. Domnule, expert. Nu, eu nu zic că se conducă, poate nu se pricep. Expert, nu am nevoie de asta. Pe spațiu, francez, dă seama cât a lucrat cu francezii. De-aia am zis și mulțumesc că ați remarcat, a fost sigur lung interviu, dar după părerea mea chiar un interviu istoric. Ați văzut ce mai am aici? Așa. Așadar, se conturează o pandemie și anume variola maimuței. Poate că n-aș fi trezărit, n-am luat în seamă până acum, dacă deodată nu era, nu se pronunța și Biden. Ia să vedem. Well, they haven't told me the level of exposure yet, but it is something that everybody should be concerned about. We're working on it hard, figure out what we do and what vaccine, if any, may be available for it. But it is a concern in the sense that if it were to spread, it's consequential. That's all they've told me. Deci, Bogdan Iacob, care mi-a semnalat, mi-a trimis un articol, adică mi-a trimis un link, un articol semnat în Hot News, uite că sunt corect și spun, de Veronica Dobozi de la firma Stoică și Asociații. Doamna Dobozi a fost judecător, ea îndebune avocat în litigi în fața CEDO. Bun. Ce spune doamna? Anume, că se pregătește de către Organizația Mondială a Sănătății așa zisul tratat pandemic. Se pleacă de la următoarea premisă. Pandemia de COVID-19 a arătat, zic ei, că fiecare să face ce vrea. Unii închid în casă, alții lasă liber și atunci se face un tratat din ăsta, așa, în care la nivelul planetei, deci popoarele care îl vor semna, da, 190, asta a fost, ideea a fost proiect acceptat, tratat între 1 decembrie 2021, 194 de membri ai Organizației Mondiale a Sănătății au ajuns la un consens privind redactarea unui tratat care să întărească cooperarea între națiuni în cazul unor viitoare pandemii. Ce își propune tratatul ăsta, la care s-ar putea chiar acum să fie propus la reuniunea asta Organizației Mondiale a Sănătății. Deci, să se ia la un moment dat măsuri pe întreaga planetă. Mai țineți minte că mai este o pandemie, că s-a constatat când am stat închiși în case că nu știu, pământul, iarba a fost mai verde. Iar poate să prevadă la un moment dat, la nivelul planetei, nu știu, ziua azi, nu, da, duminică, nu mai circulă nimic, toată lumea s-a închis în casă și ies pe afară, ratele, vrăbile, șerpii, crocodilii, să fie lăsați în pace. Poate să fie și asta, da? Deci este vorba de un tratat care să statele care semnează sunt obligate, potrivit tratatului, să facă același lucru ca celelalte state. M-am zis, și părerea mea este asta. Două zile sau o zi pe lună, omul nu mai iese. Nu mai apare. Zice, bă, omul nu mai e locuitorul pământului, da? Locuitorii pământului sunt tigri, vrăbile, șerpii, șopârlele, tot.
care ies pe afară și se simt bine și crește și iarba. Bun. Povestea asta cu variola maimuții, eu nu i-am dat atenție că la început înțelesesem eu că e cu transmitere sexuală. Acum mi-a trimis Cora Muntean că de la Ministerul Sănătății zice că nu se ia numai prin contact sexual. Se ia și prin picături mari de transpirație, de salivă. Opa! Faptul că ele nu sunt așa de multe cazuri, dar faptul că deja și o Organizație Mondială a Sănătății și Biden începe să vorbească de această nouă primejdie planetară și sunt variola maimuței, înseamnă că se pregătește o pandemie. Și dacă va fi pandemie, trebuie neapărat să aibă un tratat pandemic. Așa, pe mine, pe noastră, nu vă... Eu nu am dat să luat în seamă, da? Dar mi-am amintit că în acel manuscris al domnului Daniel Tomozei, cu te vorbesc, pe care am citit deja vreo... Mă apropii de 200 de pagini, are 400, dar le citesc, care e un jurnal, nu mi-a dat așa, 13 ianuarie, mai nu știu, 2020, zice el în jurnal. În pagina 5 a unui ziar chinezesc a zis că un bătrân din Wuhan a murit de o chestie respiratorie. Păi ea notează, am fost azi prin parc, dar deodată începe, zice, deja, zice, când am fost azi la lift, când am văzut deja afișe. Deci, la început era un bătrân, nu dă nimeni atenție. După asta, toată presa spune el de atenție, după asta ce m-am dus la cafenea, nu mai era nimeni. Adică și aici, nu-i dai s-o cu atenție, dar băi, ce câte, 44, 15, 100. Dar faptul că Biden este întrebat și se referă, faptul că deja devine, se urcă mediatic, înseamnă că, și faptul că acum vin cu precizări, bă, nu, stai puțin că nu e, e tot așa de apropiere, nu vorbește de apropiere sexuală. Adică, nu știu, să nu te mai îmbrățișezi, că și la elaltă, să păstrezi distanța socială. Deci asta cred că se pregătește. Nu, tot mereu îmi propun să vă vorbesc ceva de caradial, să vă vorbesc mâine seară. Domnul a început în România, acum e scolă așa, o discuție despre modificarea Constituției și anume alegerea de către Parlamentul a președintelui. Mai țineți minte când a făcut domnul Claus Ioanes popasul ăla la moașele, de ziua moașelor la Colentin, a fost întrebat și iată ce a răspuns. Cred că după atâția ani este nevoie de o îmbunătățire a Constituției, o modernizare a Constituției. Însă nu îmi doresc să cădeți în capcana discuțiilor de dragul discuțiilor. Este o temă foarte importantă, foarte sensibilă, dar în același timp extrem de atractivă pentru tot felul de scenarii și pentru tot felul de interpretări. Până când nu avem ceva scris, un draft și se lucrează în Parlament într-o comisie specială pe asta, este greu de comentat. Dar dacă mă întrebați așa direct, da, sunt chestiuni pe care eu cred că trebuie să le lămurim în Constituție. Amintiți-vă că s-a vehiculat scenariul alegerilor anticipate. Noțiunea nici nu există în Constituție. Deci trebuie să clarificăm cum, cine și când dizolvă Parlamentul. Ce înseamnă alegeri anticipate? Sunt câteva chestiuni mai tehnice care sunt prevăzute în Constituție, așa cum s-au văzut lucrurile atunci când s-a scris Constituția, care în practică nu mai funcționează. Ca să vă dau un exemplu. Un ministru interimar poate să stea 45 de zile, dar dacă criza durează 145 de zile, ce facem? Rămânem fără guvern? Rămânem fără miniștri? Este absurd. Deci astfel de lucruri care s-au întâmplat și am tras învățămintele, trebuie să ducă la îmbunătățiri în textul Constituției. Chiar poziția președintelui, discuția există de când am scăpat de comunism
Și discuția este, vrem președinte ales de popor cu puteri multe sau vrem președinte ales de parlament care are o poziție mai degrabă protocolară. Sunt argumente pro și contra pentru ambele. Deocamdată, situația este cea în care suntem. Președintele este ales direct, are atribuțiile pe care le are. Această discuție nu se va tranșa prin media sau prin televizor sau nici măcar prin rețelele sociale. Această chestiune se poate tranșa numai prin discuții politice aprofundate între formațiunile care reprezintă pe români în Parlament. Dar discuția, vă spun de pe acum, este una foarte complicată, este una care va duce la foarte multă învolburare în spațiul public dacă nu este abordată cu maximă răspundere. Deci, în principiu, da, sunt de părere că în Constituție e nevoie de anumite schimbări și da, este nevoie de discuții așezate și cu finalitate îndreptată spre a face statul să funcționeze mai bine. Păi, nu m-am uitat la ceas, nu când vorbea din ceas, ci de ce spune? Altă dată ar fi zis, domnule, e vorbă, românii vor Republică Prezidențială. Eu cred, din câte am văzut eu acum, că ne îndreptăm către o Republică Parlamentară dorită și de Klaus Iohannis, dar și de PSD și de PNL. O să vă spuneți de ce de Klaus Iohannis. Dacă se modifică Constituția, avem o nouă Constituție, atunci avem o nouă Republică. În aceste condiții, domnul Klaus Iohannis poate candida ca președinte două mandate ales de Parlament. Acum, în unele republici parlamentare, președintele ales de Parlament nu prea are mare putere, dar poți să-i dai și ei, aici poți să-i dai, că depinde Constituției, prerogativele de constituantă. Deci, pe de o parte, Klaus Iohannis ne trebuie să pe de altă parte, PNL-ul are un candidat și foarte important, PSD-ul nu e obligat să facă să pună un candidat. PSD-ul are o mare problemă de la Ion Iliescu încoace, că orice pune candidat la alegerile prezidențiale, care sunt diferite de alegerile parlamentare, pierde. Acum gândiți-vă la Ciolacu. Deci să zicem că vor fi alegeri prezidențiale normale, da? Trebuie să propună pe cineva. Pe el nu se poate propune, că e riscant. Cine pierde de la PSD, cum a fost și Ponta și Dăncilă, iese din viața politică aproape. Deci Ciolacu nu va risca. Să-l pună pe Țopăilă, pe Mircea Joană, Mircea Joană e prea apropiat de PSD, prea e PSD ca să nu vină cu gașca lui. Și atunci cea mai bună formulă este un președinte de Republică Parlamentară, ales de Parlament, adică de coaliția PNL-PSD, și este Klaus Iohannis. Nu o să aleagă unul de la PSD ca să-l contracareze pe domnul cu pricina Ciolacu, ci de la PNL vor fi omul lor, de problemele PSD-ul vrea să fie Iohannis. Îl știe de-a lor, deja de-a lor, dar nu e, cum să zic, nu e propus de ei. Și atunci domnul Iohannis mai stă încă, dar repet, în cazul Republică, deci prerogativele Republicii Prezidențiale, președintele de acum, semiprezidențiale, sunt stabilite pentru că sunt multe. Prerogativele președintelui de Republică Parlamentară, care e ales de Parlament, pot fi multe sau puține, depinde de ce hotărăște Constituția. Constituția dă președintele Republicii e ales de Parlament pe nu știu cât, nu știu, 4 ani sau cât o fi, și el are, poate să aibă 3 sferturi din prerogativele de acum. Nu contează, poate că nu ala de a numi premierul, dar poate să aibă și cu servicii secrete. Deci asta cred că se coace acum de două mandate ale domnului
Claus Iohannis. La revedere!